Bine ați venit la prezentarea campionului cu Yasuo, spadasinul rătăcitor. Cine spune că nu țin la băutură? Yasuo e un luptător mele aflat pe urmele unui ucigaș. Singurul spadasin din generația sa care a perfecționat tehnica legendară a vântului, Yasuo folosește această tehnică pentru a trece de liniile inamice și a-și anihila ținta. Cu abilități fără cost și timp de reactivare foarte mici, Yasuo beneficiază de lupte îndelungate bazându-se pe mobilitate pentru a-și sfâșia inamicii. Pasiva lui Yasuo, calea rătăcitorului, are două componente. Prima, intenția. Îi dublează șansa de lovitură critică, deci 50% șansă de crit înseamnă că atacurile lui vor aplica mereu lovitura critică. A doua componentă a pasivei e rezultatul. Bara de resurse a lui Yasuo se umple prin mișcare. Cu cât se mișcă mai repede, cu atât mai repede își umple bara de resurse. Dacă Yasuo primește daune de la campionii inamici sau monștri neutri cât timp bara lui de resurse e plină, convertește curentul într-un scut. E-ul lui Yasuo, Vântăios, afectează alte abilități de ale sale. Vântăios e o năpustire asupra unei singure ținte care provoacă daune și marchează inamicul. Yasuo nu se poate năpusti din nou asupra țintei marcate. Vântăios are o rază fixă, deci dacă Yasuo e aproape de țintă, va trece prin ea. Fiecare folosire succesivă provoacă daune crescute până la o limită, deci e avantajos să te năpustești asupra câtorva ținte pentru daune maxime. Spre deosebire de alte abilități similare, aceasta poate fi întreruptă de efecte aliate. Când e prins pe picior greșit, Yasuo poate folosi Vântăios pentru a trece prin inamici și a ajunge la turn. Urmează Q-ul, furtuna de oțel. După un scurt timp de canalizare, Yasuo își aruncă sabia în direcția cursorului, provocând daune tuturor inamicilor loviți. Furtuna de oțel poate aplica lovitura critică și efecte la impact asupra celui mai apropiat inamic lovit. Dacă Yasuo folosește furtuna de oțel de 3 ori consecutiv, a treia trimite o tornadă care provoacă daune și aruncă în sus toți inamicii în linie dreaptă. Pe culoar, furtuna de oțel e abilitatea principală a lui Yasuo. Cu timpul său scăzut de reactivare, Q-ul poate fi folosit pentru a ucide minioni și pentru a hărțui inamicii. Folosind frecvent abilitatea, Yasuo poate folosi aruncarea pentru atacuri extra asupra lui Kha'Zix. Yasuo poate activa furtuna de oțel în timpul năpustirii cu Vântăios. Când e folosit în mijlocul năpustirii, abilitatea taie prin toți inamicii din jurul lui. Dacă folosește Vântăios cu al treilea Q, Yasuo îi va arunca și în aer. Zid de vânt are o componentă pasivă și una activă. În mod pasiv crește ritmul în care năpustirile umplu bara de resurse a lui Yasuo. Activarea abilității trimite instant un zid care blochează toate proiectilele inamice timp de câteva secunde, inclusiv atacurile de bază, loviturile de îndemânare și abilitățile țintite. Singurele proiectile pe care nu le blochează sunt loviturile turnurilor. Însă zidul de vânt rămâne o abilitate extrem de puternică, putând bloca o grămadă de daune. Atâta vreme cât e folosită corect. Folosește zidul de vânt în spatele tău când te retragi pentru a te asigura că scapi nevătămat. Abilitatea sa supremă e ultima răsuflare. Aceasta are o rază imensă, dar poate fi folosită numai asupra campionilor aflați în aer. Activarea ei îl teleportează pe Yasuo către ținta sa, suspendând-o în aer pentru o scurtă perioadă cât timp Yasuo îi provoacă daune. După aterizare, Yasuo primește un buff imens de penetrare a armurii care afectează armura bonus a inamicilor. Există două aspecte care merită menționate aici. 1. Ultima răsuflare suspendă și lovește toți inamicii aflați în aer de lângă ținta lui Yasuo. 2. Yasuo poate profita de orice abilitate care aruncă inamicii în aer, acesta sincronizându-se perfect cu campioni precum Gianna. Ultima răsuflare e o abilitate extrem de puternică ce poate întoarce soarta oricărei bătălii. Aici Yasuo își leagă abilitatea supremă cu atacul lui Malphite pentru ca Sejuani să se poată retrage. Să privim mai îndeaproape combo-urile dintre abilitățile lui Yasuo. Primul e un combo simplu de hărțuire. După ce îți umpli bara de resurse, folosește E-ul pentru a trece prin minion și a-ți finaliza atacul asupra inamicului. Folosește-ți Q-ul înainte de a trece din nou prin minioni, folosindu-ți scutul pasiv pentru a câștiga acest schimb. Urmează un combo menit să ucidă. După un prim Q folosit pe minion, folosește-ți E-ul și lovește din nou cu un Q în timpul înăpustirii,
ceea ce îți garantează o tornadă. Continuându-ți urmărirea, leagă tornada de abilitatea ta supremă înainte de a folosi un ultim Q. Acest combo e eficient la mijlocul jocului pentru a te arunca asupra inamicului. Odată ce pasiva a declanșat scutul, ai o scurtă fereastră de oportunitate pentru a face schimburi cu inamicii. Campionii de distanță îți pot declanșa scutul destul de ușor înainte de a te lovi cu vrăjdure. Veți fi nevoit să decideți dacă profitați de scut pentru a mai da câteva lovituri sau pentru a vă retrage. Când intrați într-o luptă, căutați ocazii de a bloca inamicii de distanță cu zidul de vânt în timp ce vă urmăriți prada. Cu Zix dat la o parte, Yasuo folosește câteva Q-uri pe Amumu, așteptând ca acesta să ajungă în punctul cheie înapoi către culoarul de mijloc. Apoi Yasuo poate ținti tornada și asigura uciderea cu ultima răsuflare. Raza tornadei lui Yasuo oferă un potențial imens de reinițiere. După o ambuscadă aparent eșuată, Yasuo își pregătește cel de-al treilea Q înainte de retragere. Văzând-o pe Jinx, îndreptându-se înapoi spre culoar, trece printr-un minion, trimite o tornadă și reinițiază cu ultima răsuflare. Crescând nivelul furtunii de oțel și construind viteză de atac, Yasuo poate folosi Q-uri mult mai repede, grație timpului redus de reactivare. Odată ce Yasuo are raza necesară pentru a-și folosi primul Q, timpul de reactivare e atât de mic încât practic poate folosi abilitatea în timp ce se mișcă, asigurând o ucidere. Yasuo profită cel mai mult de pe urma abilității supreme în luptele de echipă. După o poziționare de succes între inamicii mai fragili, Yasuo folosește buff-ul de penetrare a armurii pentru a-și crește semnificativ daunele pe parcursul luptei. Furtuna de oțel se reactivează atât de repede încât Yasuo poate încorpora abilitatea în combo-ul său standard. După ce se ocupă de Garen, Yasuo folosește vântăios pentru a se feri de bila Orianei și o prinde cu a doua aruncare. Dacă Yasuo ar fi folosit zidul de vânt aici pentru a respinge atacurile lui Caitlyn, ar fi putut obține un penta-asasinat. Când îl construiești pe Yasuo, există câteva atribute cheie pentru kitul și stilul său de luptă. Viteză de mișcare, viteză de atac, șansă de crit și apărare. Șansa de lovitură critică are eficiență dublă mulțumită pasivei, iar viteza de mișcare îi permite să urmărească dușmanii și să-și reîmprospăteze scutul. Acest lucru face cuțitul static un prim obiect grozav, mai ales de vreme ce vântăios îi reîmprospătează cumulurile. Viteza de atac afectează timpul de reactivare și de canalizare al furtunii de oțel, permițându-i să folosească tornada și combo-urile mai devreme. În sfârșit, oricât de atractive ar fi construcțiile bazate pe daune, Yasuo are nevoie de obiecte de apărare. Un scut al lui Randuin sau vălul ursitoarei îl ajută să se țină după inamici și să supraviețuiască. Mulțumim că ați urmărit prezentarea campionului Yasuo! Abonați-vă la canalul de YouTube Riot Games și lăsați-vă comentariile sub videoclip.